Bună ziua! Sunt Cristina Popa, expert resurse educaționale deschise în cadrul proiectului CRED. Astăzi vom vorbi despre transformarea vorbirii directe în vorbire indirectă. Materialul se adresează elevilor de clasa 7 -a, de la școlile și secțiile cu predare în limba maghiar. Să citim dialogul dintre Maria și Andrei. Ce ai în ghiozdan? Am două caiete și două cărți. Aceasta este vorbirea directă. Citim acum redarea spuselor celor doi fără a repeta întocmai cuvintele acestora. Maria îl întreabă pe Andrei ce are în ghiozdan. Andrei răspunde că are două caiete și două cărți. Aceasta este vorbirea indirectă. Informații utile. Așadar, în vorbirea directă se redau întocmai cuvintele vorbitorului, cum am văzut în exemplul anterior. În vorbirea indirectă se redau spusele vorbitorului fără a-i repeta în tocmai cuvintele. Ce observăm atunci când transformăm vorbirea directă în vorbire indirectă? Pe baza exemplelor date se observă că Dispare linia de dialog Semnul întrebării dispare și el Verbele și pronumele la persoanele întâi și a doua apar la persoana a treia, sunt prezente verbe ale zicerii, a răspunde, a întreba, a spune, care sunt urmate de cuvinte de legătură. Că, să, cum, dacă, unde. Să exersăm împreună. Bună, Maria! Ce carte ai în mână? Bună, Andrei! Am o carte scrisă de Roald Dahl. Matilda este una dintre cărțile mele preferate. Îmi place foarte mult personajul principal. Am citit și eu această carte, spune Andrei. M-a impresionat pasiunea Matildei pentru cărți. Cred că seamănă cu mine, spune Maria. Și mie îmi place foarte mult să citesc. Să le luăm pe rând. Bună, Maria, ce carte ai în mână? Andrei o salută pe Maria și o întreabă ce carte are în mână. Cea de-a doua replică. Bună, Andrei! Am o carte scrisă de Roald Dahl. Matilda este una dintre cărțile mele preferate. Îmi place foarte mult personajul principal. Și transformarea? Maria îi răspunde la salut lui Andrei și îi spune că are o carte scrisă de Roald Dahl. Îi mai spune că Matilda este una dintre cărțile ei preferate și că îi place foarte mult personajul principal. Cea de-a treia replică? Am citit și eu această carte, spune Andrei. M-a impresionat pasiunea Matildei pentru cărți. Transformarea în vorbire indirectă? Andrei îi spune Mariei că a citit și el cartea. Îi mai spune că l-a impresionat pasiunea Matildei pentru cărți. Și ultima replică. Cred că seamănă cu mine, zice Maria. Și mie îmi place foarte mult să citesc. Vorbirea indirectă. Maria îi zice lui Andrei că Matilda seamănă cu ea, deoarece și ei îi place foarte mult să citească. Vă propun următoarea activitate independentă: Transformați vorbirea directă în vorbire indirectă. Ai nevoie de ajutor, Matilda? zise domnișoara Fels. Mă întreb ce aș mai putea să mai citesc, spuse Matilda. Am terminat toate cărțile pentru copii. Vrei să spui că te-ai uitat la poze? Sigur, dar am citit și textul. Unele nu prea mi-au plăcut, spuse Matilda, însă altele mi s-au părut grozave. Mi-a plăcut foarte mult Grădina secretă. Era plină de mister. Vă urez succes.